Durere de nedescris pentru membrii unei familii din localitatea Speia, raionul Anenii Noi. Fetița lor de doar 12 ani a fost înghițită ieri de apele râului Nistru. Salvatorii au căutat corpul neînsuflețit toată ziua, însă fără rezultat. Părinții fetei sunt distruși de durere și nu își pot imagina că și-au pierdut sub ape copilul. Potrivit poliției, nenorocirea s-a întâmplat după ce minora a intrat pe gheață pentru a-și face câteva fotografii cu telefonul. Împreună cu minora mai erau și alți trei copii care au rămas la mal. Ei au rugat-o să iasă de pe lacul înghețat, însă fără rost, fata s-a scufundat sub privirile lor. Iată aici, fata a intrat pe gheață la câțiva metri de mal, ne-au spus salvatorii. După ce și-a făcut o fotografie, s-a plecat să-și spele mâinile. În acel moment, gheața fragilă s-a rupt, iar ea s-a prăbușit în apă. Prietenul său a încercat să o salveze, dar fără succes. În familia fetiței, durerea este fără margini. De la primele ore ale dimineții, atât mama cât și tatăl au venit la locul blestemat, unde așteaptă cu disperare să le fie găsit copilul. Singurul care a mai avut puterea să scoată două vorbe a fost tatăl fetei, care nu-și poate explica cum s-a întâmplat totul. Asta ce vrem, mă. Să vrem, mă, că dacă... Trăiți cu speranța. Da, sperează că s-o găsipă. Corpul neînsuflețit al fetiței a fost căutat toată ziua, însă a fost de negăsit. Potrivit salvatorilor, unul dintre motive ar fi curenții mari de apă care ar fi dus trupul departe. Regiunea în care s-a scufundat minora are o adâncime de aproximativ 10 metri. Munca salvatorilor este extrem de complicată. Din cauza frigului, tubul respirator îngheață repede, iar scafandrul este nevoit să iasă cât mai des din apă. Și la mijlocul râului, dar și la malul acestuia, el este ajutat de colegi care îi dau baloane cu aer comprimat ca să poată continua căutările. Pe parcursul nopții au fost suspendate căutările și vor fi reluate mâine dimineață. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.